plus că am această cameră de chimioterapie, da? Pe unde se introduce tratamentul. Omul sănătos e cel mai fericit. Am ajuns la concluzia aceasta acum, când am pierdut sănătatea. Oamenii sănătoși sunt oamenii fericiți. Degeaba e nu știu ce și nu știu cum. Nu ai sănătate, n-ai nimic. Nu mai ai nimic, se pierde totul. Totul, totul. Eu cred în Dumnezeu și m-am spovedit, m-am împărtășit. Aici vânătăi, vânătăi de la perfuzii, de la branule, da? Aici am avut rivanol, mi se umflase când mi-au pus-o încă. Pe aici, pe sus, înțepată, înțepată. Este chin, dar luptăm. Trebuie să luptăm. M-am îngălbenit, efectiv, toată. Deci toată eram galbenă, precum o lămâie. Domnii de la Călăraș m-au trimis la București să-mi pună un... Nici bila nu funcționa cum trebuie. Să-mi pună un stent biliar. Mi-au făcut un CT, iar la CT s-a stabilit și diagnosticul. Era ceva urât acolo. O tumoră care invada pancreasul. Mă bucuram de orice, de o floare, de orice, de orice. Acum vă bucurați? Și acum mă bucur, dar nu la intensitatea de dinainte. Am greșit, neodihnindu-mă suficient. Lucrurile acelea oricum se vor face dacă Dumnezeu îngăduie, da? Ce planuri de viitor aveți? Să ajut la rândul meu, din puținul pe care mi-l dă Dumnezeu, să ajut la rândul meu, e tot ce-mi doresc. Viorica are nevoie de ajutorul nostru. Pentru a o ajuta, puteți dona în contul Asociației Speranță pentru România.